Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nouă modă pe internetul chinezesc, ironizarea meniurilor sănătoase ale, citez, omului alb. Ha? Meniurile sănătoase. Mâncarea omului alb. Este, așa e hashtag-ul, înțeleg. Așa. Ideogramă e pozată, încercată, e comentată, făcută praf în general pe Weibo, asta e un soi de Facebook chinezesc. Am exemple. Un blogger chinez, de exemplu, care a încercat un prânz format din broccoli, pui, orez și legume crude, a descris experiența drept prânzul suferinței. Deci sunt de acord cu el. Se face mișto de salate, de ouăle fierte tari, de felile de șuncă degresată, de pieptul pui, de pui la grătar, uneori decât un fruct, de legumele crude, adică ingredientele aceia ce albii numesc mâncare sănătoasă. Eu sunt de acord cu trec de partea chinezului de partea Așa asta. Cred că și eu. Un alt blogger și-a descris experiența după ce a încercat un prânz format din crackers, brânză și șuncă. Da, aici mai merge. Citez. Obiectivul mâncării omului alb este să te ajute să înțelegi cum e să fii mort. Doar că eu am luat două mușcături și am realizat subit cât de viu sunt, de fapt. Altul a postat o poză cu o banană și o roșie tăiată în felii, comentând: ah, savuroasă mâncarea omului alb. Dacă punea și o bucățică de brânză lângă roșie, nu lângă banană. Au dreptate. De ce te încrunți așa, Luca? Nu știi ce e astea, mâncărurile astea noi nu le-am încercat niciodată. Nu știm ce sunt astea. Nu, dar nu, da. Ție-ți plac astea? Roșiile? Nu roșiile, mă. De exemplu, broccoli cu piept de pui. Piept de pui la grătar, fript. Băi, mie broccoli tras la tigaie cu puțin chili. Da. Îmi place. Ești praf. Toți chinezii râd de tine. Toți chili. Da. Un turist chinez prin Europa a filmat cum într-un tren european o doamnă și-a făcut pe loc un prânz dintr-o pungă de salată și o felie de șuncă. Chinezii care au urmărit filmarea erau să facă infarct de uluire, rezultă din comentarii. Altul, expat, care lucrează în Europa, s-a declarat... Ex-cum? Expat. S-a declarat completamente nedumerit de ce mănâncă colegii lui de la birou. L-a văzut pe unul care a ronțăit un morcov și niște frunze de spanac și s-a întrebat lui dacă nu care cumva oamenii albi, citez, stăpânesc secretul de a genera energie corporală fără să mai mănânce nimic. Ei, practic, nu concep viața fără mâncare. Orez, noodles, da, tată. Cărniță. Rezească, lață. Carbohidruri. Da. Altul a povestit că el de 10 ani încoace lucrează în China. Prânzul colegului său alb de birou, alături de care lucrează undeva în Germania, este un bol cu cereale de ovăz. Da, e practic micul tău dejun. Iaurt degresat, eu nu mănânc ovăz. Niște cereale, ors. Dar nu sunt chiar ovăz. Ors. Iaurt degresat, jumătate de măr și un morcov. Eu nu mănânc jumătate de măr și morcov. Dar ce cereale bagi tu dimineața? Nu știu, mă, sunt niște cereale. Cred că e un mix, tot ovăz. Ovăz, ceva. Uite, o să mă uit ce au în ele. Cred că au și semințe. Ia să aduci mâine dimineața o pungă să vedem. Baza, da, este ovăz. Da. Bine, nu te mai feri. Fibre. Nici o rușine până la urmă. Dar ăștia chiar îi fac pe europene albi? Adică așa vorbesc ei cu noi? Da, omul. Da, e discriminare. Păi da, ei încă nu sunt, n-au ajuns încă la... La albeață. Nu sunt politically correct. La ei se mai poate spune. Da, ok. Nici noi nu suntem 100%, dar mă rog. Nu putem să spunem omul galben, rasa galben, nu mai putem să spunem că ne arestează. Da. Nu putem să mai spunem negri, asta e nenorocire. Dar ei pot. Și dacă pot, uite ce fac. Vezi? Ar trebui să... Deci, zice de colegul lui care mănâncă cereale de ovăz de 10 ani încoace și se întreabă: dacă o asemenea mâncare are drept obiectiv să-ți prelungească viața, care mai este rostul vieții? Băi, și-au dreptate. Auzi, da, eu sunt curios, ai văzut vloggerii aia chinezi care mănâncă tot da, ce pun pe o tavă? E și mukbang, îi spune, cred că mukbang e în Corea, dar în fine, așa. Băi, sunt cantități uriașe, da, de mâncare. Da. Și vezi câte o fetiță de aia care zici, te uiți la ea, zice, n-are mai mult de 35 de kilograme. Exact. Și mănâncă o tavă de aia, da, în mai puțin de 5 minute. O tavă, mănâncă o masă de mâncare, o masă în sensul de lățime. Și o mănâncă și foarte repede, adică se lucrează. Da. Și s-a dispărut tot. Nu știu care e secretul. Da, sunt niște gene ciudate. Voi ați văzut că, de exemplu, în Italia, în Spania, chiar și în Grecia, oamenii sunt slabi, deși bagă paste, pizza, vinuți la fiecare masă. N-ai cum, mănâncă seara după ora 9 încolo. Adică dacă te duci în Italia sau în Spania la o cărciumă înainte de ora 8 seara, ești singur în cărciumă, nu e nimeni. Cred că și de la calitatea mâncării. Poate. Mă gândesc. Dar la 9 seara se umple și toți bagă, dă-i, rup, mănâncă tot.
Cum reușesc, frate, să nu se îngrași? Să știți că sunt energici ca fire, dorm după masă. Ceea ce e foarte important. Auzi, și cum să ne opunem? Pare a fi tu. Vorbești despre tine. După masă și mâncăm mult seara. Și formă de energie. Ai văzut că ei nu dorm pe ei. Vorbesc când vorbesc tare. Și când vorbești tare, consumi calorii. Am fost la Madrid. Suntem prea ca pepeni, stăm. Da, bine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.